Cu toții ne-am întrebat ce pun pe masă românii de 1 decembrie. La această întrebare ne-a răspuns Minodora Dinică, proprietara unei pensiuni din comuna Polovragi, care ne-a prezentat bunătăți care mai de care mai speciale. Doamna Mimi, de ce se pot bucura cei care vă pășesc pragul locației dumneavoastră? Ce aveți dumneavoastră aici? În primul rând, ceea ce vedeți aici la noi este făcut în casă. Deci, absolut toate produsele care le vedeți sunt făcute în casă. Inclusiv micii, care ne reprezintă, practic, cârnații, sunt făcuți în afumătoarea noastră, mușchi de casă, iarăși, ciolanul. Plăcinta! Da, plăcinta, cozonacul. Acest bulz, pentru că... Bulzul. Avem aici în spate și sarmale și tocan de oaie. Noi încercăm să gătim pentru toate gusturile. Printre rețetele cele mai gustoase prezentate se numără și celebrul ciolan afumat cu fasole. Aici vă pregătesc fasole cu ciolan. Fasolea se pune în apă de seara. Dimineața se dă în fiert, se spală de 3 ori. De ce, doamna Mimi? Este un secret acesta, nu? Este într-adevăr un secret ca să nu fim deranjați la stomac. Apoi, avem aici ciolan de porc făcut afumat în casă. Este afumat? În casă, da. Uitați, precum și merge și cu ciolan, merge și cu muș, merge și cu cârnat făcut. Combinat cu de toate ca să-i dea mai multă aromă. Totuși, când a venit vorba să ne prezinte rețeta pentru prepararea gustoasei plăcinte cu mere, bucătăresele au evitat să ofere detalii. Asta face cu atât mai specială plăcinta. Este blat făcut din biscuite sau blat din aluat? Din unt, făină, apă minerală. Nu vreau, eu i-a făcut semn, nu spune. Am văzut, eu am ochi la spate, ce credeți, mă? Eu am ochi la spate! Întrebată despre o posibilă rețetă a succesului în afacerile de tip Horeca, Minodora Dinică a specificat că foarte importante sunt bunul simț și respectul față de clienți.